Mama Irinei îi spune Irinei când o să iasă afară o să-și pună mâinile în cap. Sărmana mama am și râs, mi-a părut și rău, tot respectul pentru toate mamele din lumea aceasta. A avut dreptate în absolut tot ce i-a zis, dacă nici acum nu înțelege Irina, a fost atât de simplă și de clar, a punctat exact adevărul, cum doar o mamă poate să l vadă pentru copilul ei i-a spus că trage de ea și că ar trebui să aibă și ea o demnitate, că dacă îi s-ar permite în emisiune, ar face și ea de ceva. Exact asta face Alex cu Irina. I-a spus că bea la fiecare petrecere, chiar dacă Irina i-a luat apărarea și i-a spus că așa dansează el. Așa dansează el, dar de băut cred că mai bea dacă doarme cu capul pe masă după fiecare petrecere doar el știe cât bea. Apoi am văzut că i-a spus uh, într-un final doamne Gabriela să o pună la eliminare. Era uh, tot ce mai putea să ceară pentru Irina. Nu avea decât așa să o scape de Alex. A zis clar mama ei că nu-l acceptă, că n-are ce să caute cu acest băiat acasă la dânsa și a rugat să fie pusă Irina la eliminare ca să fie salvată.